Astăzi, în Biserica Ortodoxă, facem prăznuirea nașterii Maicii Domnului. Deși omul s-a îndepărtat de Dumnezeu prin păcatul neascultării, prin iubirea sa nemărginită, Domnul nu și-a lăsat făptura mâinilor lui înrobită și chinuită de diavol. Nu a permis ca patimile cele pline de ocară și închinarea la idoli să distrugă întru totul lucru mâinilor sale. Încă de la izgonirea omului din rai, Dumnezeu i-a promis răscumpărare, i-a promis mântuitor, trimițându-i pentru această lucrare de mântuire pe însuși Fiul Său cel unul născut, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru ca Domnul să primească trup, a fost nevoie de un vas ales, neprihănit, pentru că, așa cum spune Sfântul Nicodim Aghioritul în secolul al XVIII-lea, Preasfânta Fecioara Maria, ea singură, șezând între Dumnezeu și oameni, pe Dumnezeu l-a făcut Fiul omului, iar pe oameni i-a făcut Fiii lui Dumnezeu. Așadar, pentru nașterea Fecioarei Maria, Domnul a ales o familie de oameni drepți, Ioachim și Ana, din seminția lui Iuda și a lui Levi, oameni ce timp de 50 de ani nu au avut copii, dar care nu au încetat să se roage și să aducă laudă lui Dumnezeu pentru toate. Sfinții Ioachim și Ana au promis Domnului că dacă vor fi binecuvântați cu un prunc, îl vor închina lui. Stăruința rugăciunilor a fost până la urmă ascultată de Domnul, pentru că Sfântul Arhanghel Gavril le-a dat vestea cea bună, spunându-le că vor avea o fiică mult binecuvântată, prin care toate neamurile pământului se vor binecuvânta și prin care va veni mântuirea lumii. Deși au primit odor scump după o viață de rugăciune, în marea lor iubire jertfelnică și în ascultarea tainică a împlinirii făgăduinței de mântuire a neamului omenesc, Sfinții Părinți au încredințat-o pe Sfânta Fecioară Maria la templu, lui Dumnezeu, iar aceasta pentru ca Maica Domnului să se pregătească în rugăciune și curățenie pentru a deveni casa lui Dumnezeu și poartă a cerului. Pruncul pe care l-a născut Fecioara Maria este cu adevărat Dumnezeu, Hristos, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, care a venit în lume pentru noi. Fecioara Maria reprezintă astfel omenirea în fața lui Dumnezeu, se face templu curat al lui Hristos, primindu-l și născându-l pe Mesia, devenind astfel mijlocitoare pentru noi în fața Domnului, noua Evă, mama noastră a tuturor. Ioachim și Ana, din defăimarea nașterii de fii, și Adam și Eva din stricăciunea morții s-au izbăvit, prea curată prin sfântă nașterea ta. Aceasta o prăznuiește și poporul tău, de vina greșelilor izbăvindu-se, când strigă către tine, cea stearpă naște pe născătoarea de Dumnezeu și hrănitoarea vieții noastre.